Fetele le-a pregătit o surpriză băieților de Halloween și s-au dus peste ei, bineînțeles, cu complicitatea staffului și s-au pus așa în genunchi, au intrat în casa fetelor, dar băieții s-au trezit și s-au speriat foarte tare, mai ales, ia uitați ce fețe au. Nu știau ce se întâmplă, de fapt, așteptau să se întâmple ceva mai diferit, nu știu care era faza, dar erau extrem de speriați și aveau o față, Doamne Dumnezeule. A fost o farsă drăguță și măcar ele s-au distrat, au zis că au furat un lapte ceva. Chiar erau foarte, foarte, foarte haioase. S-a stins și luminile în casa băieților și era întuneric pe snă și fetele erau pe jos pe undeva și băteau cu niște linguri, cu ceva. Mă bucur că măcar au făcut treaba asta împreună, au fost toate fetele unite și chiar le-a ieșit, pentru că băieții păreau foarte speriați, mai ales Valentin, știți că el spune că se sperie din orice. Nu știu dacă o să mai doarmă în seara aceasta, dar cu siguranță a fost o distracție pe cinste, mai ales pentru fete. Am văzut că s-au dus apoi în casa lor și spuneau că nu le-a ieșit surpriza pentru că s-a trezit unul dintre băieții, adică Cosmin, s-a trezit înainte și au ieșit în bucătăria lor acolo, în livingul lor și se uitau, dar nu vedea ce se întâmplă, nu le auzea pe fete, dar nu le vedea, nu știa ce se întâmplă. A fost foarte haioasă surpriza. Mă bucur că au făcut treaba asta pentru că s-a mai destins un pic atmosfera și uite, toate fetele împreună vorbesc, râd, glumesc, le-a plăcut.